Salutare! A trecut ceva vreme de când nu am mai făcut un film cu subiect românesc. Așa că, din moment ce suntem la Sinaia, la Castelul Peleș, uite două povestiri interesante cu Carol I, regele României. Asta e muzica ce îmi place. La 10 mai 1866, Carol I devine domn al României. El face un legământ pe care îl rostește în fața adunării deputaților. Cetățean, astăzi, mâine, de va fi nevoie, soldat. Eu voi împărtăși cu voi soarta cea bună și soarta cea rea. Carol își ține legământul în 1877 când începe un război pentru obținerea independenței României de sub turci. România rupe relațiile diplomatice cu Turcia în aprilie 77 și țara s-a pus, citat, în stare de răzbel. Armata română, alături de armata rusească, duce lupte la sud de Dunăre. Carol pleacă pe front. La 3 ore de mers pe jos de la Plevna, locul celor mai puternice lupte, se află satul Poradin, unde se afla cartierul general al românilor. Domnul țării noastre stătea în căsuță, fără ferestre, fără masă la care să scrie și unde nu putea dormi din cauza zgomotului făcut de tunuri. În inspecția pe care Carol o făcea la Calafat, cercetând cu ochianul de pe coama șanțului așezarea tunurilor turcești peste Dunăre, un obuz a explodat drept în fața locului unde stătea. Obuzul a împroșcat cu noroi pe domnitor și pe toți generalii de lângă el. Cei din jurul lui au încremenit de frică când și-au dat seama că domnitorul ar fi putut fi rănit sau chiar ucis. Carol însă a stat drept, nemișcat și a scos chipiul, l-a învârtit în aer și se spune că ar fi exclamat: "Asta-i muzica ce-mi place!" Sau, spun alții, "Mi-e drag mie cântul acesta!" De fapt, Carol, care nu știa bine românește, ar fi spus: "Asta muzic place mie!" 2. Vânătoarea regală. Curând după sosirea regelui Carol I în România, s-a organizat în cinstea lui o mare vânătoare de urși în pădurile din Munții Buzăului. Prefectul, care se temea că nu vor fi destui urși în bătaia puștii maiestății sale, a cumpărat vreo câțiva de la țiganii ursari și i-a gonit în pădure. Erau urși blânzi, învățați să joace și să calce spinările celor cu dureri. În strigătele hăitașilor, urșii au ieșit din pădure, unul chiar în fața lui Carol. Acesta, emoționat, a pus pușca la ochi, gata să tragă. Ursul, care era unul de la țigani, s-a ridicat în picioare și a început să joace mormăind. Regele s-a supărat. El venise să vâneze sălbăticiuni și nu animale dresate, așa că a oprit vânătoarea. Prefectul de Buzău era atunci Pantazi Ghica, fire aventuroasă care, de fapt, a avut bune intenții. Pentru Carol, care vâna de mic, pușca lui țintea negreșit animalul, bărbații îl invidiau, femeile îl aplaudau, etc., treaba cu ursul nu a picat bine. Ce, el nu e în stare să vâneze un urs normal? În alte vremuri, organizatorul ar fi putut fi aspru pedepsit. Carol nu era un despot, ci Pantazi Ghica a rămas fără pedeapsă. Mai târziu, regele însuși râdea istorisind întâmplarea ca pe o reușită anecdotă. Istorisirile le-am găsit în cartea doamnei Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului XIX, pe care vă recomand cu încredere. Dar înainte să vă grăbiți tot să cumpărați cartea, nu uitați să vă abonați și la Zaia Fet și să dați filmul mai departe ca să se audă numele Zaia Fet peste tot pe internet.